mi-aș cerut zilele trecute să realizez un tutorial pentru smokey eyes-ul albastru pe care l-ați văzut într-o poză sau, de fapt, într-un întreg articol pe blog și am să vă las mai jos un link în descriere unde puteți să mergeți să vedeți pozele în cazul în care nu le-ați văzut și vă rog să mergeți să vă uitați pentru că sunt niște poze foarte drăguțe și sunt foarte mândră de ele. Și pentru că trebuia să fac un tutorial cu un smokey eyes, iar acesta este, doar că o să-l fac negru aici, deși acolo era albastru. Ca să mai scurtăm din videoul ăsta lung și așa, mi-am făcut deja machiajul feței, am aplicat acest fond de ten de la Revlon, Photography Airbrush Effect și al meu este nuanța 002 Vanilla, corectorul de la Rimmel London pe care l-am setat cu această pudră de la NYX pe care cred că v-am arătat-o în favoritele lunii. Fiind un machiaj de seară, smokey eyes este un machiaj de seară, deci nu ar trebui să puteați în timpul zilei, am fixat corectorul cu o pudră compactă pentru că avem mai multă acoperire și restul feței cu această pudră pulbere de la Fiormar, după care mi-am conturat fața cu Too Faced Chocolate Soleil și mi-am iluminat-o cu iluminatorul din kitul de la Lura, dar am ajuns la fundul tăviței, ceea ce nu credeam că se poate întâmpla vreodată la un iluminator la mine. Și sprâncenele le-am făcut cu acest kit de contrare a sprâncenelor de la Flormar și o pensulă de la Melchior. Da. Și dacă vedeți că mai am o pudră sau alte chestii prin păr, să nu credeți că sunt nespălată sau alte lucruri de genul ăsta, dar astăzi am avut examenul de la școala de machiaj Melchior și de câte ori plecam de acolo, plecam cu pudră în păr, fond de ten pe nas și urechi și, mă, e normal să fie pe nas și oarecum și pe urechi, dar chiar atât de mult. Deci, da, e posibil să mai am peste tot chestii de machiaj, trebuie să mă duc să îmi spăl again părul. Noroc că s-a terminat cursul ca să nu mă mai spăl de fiecare două zile. Așa, și pentru că mă uit acolo și văd că scrie 2 minute și ceva, eu sper când le editez să fie mai puțin de 2 minute, trecem la machiaj. Tonul jumbo de la NYX în nuanța cotișcit și eu, pentru că am acest creion de foarte mult timp, de pe vremea când începuseră blogărițele să își pună creioanele jumbo în castrona și de fapt ăsta este un borcanel, mi l-am pus și eu aici și o să le iau așa total neigienic de data asta cu degetul și o să-l aplic pe ochi. Noroc că baza asta nu este una pe care o folosesc pe cliente de obicei, pentru că altfel ar fi trebuit să stau și să curăț zona unde mi-am băgat degetul în ea. Următoarea chestie pe care o fac este să folosesc acest creion negru de la MAC, care cred că e doar black și cam atât, nu scrie nimic special pe el. O chestie este că la smokey eyes, prima chestie pe care o faceți după ce vă dați baza și așa, este să colorați baza genelor și să ridicați puțin, de fapt să îngroșați un pic linia pe care o faceți deasupra genelor, cu un creion negru, indiferent de culoarea pe care vreți voi să o aveți la smokey, că e roșu, că e verde, că e albastru, e galben, că e roz, portocaliu, trebuie să începeți cu un creion negru sau în tot cazul cu un creion închis, pentru că în principiu el este cel care se va vedea culoarea mai închisă. Nu închideți zona asta cu fard, ci cu acest creion. Și în principiu ar trebui să fie un creion col, adică se scrie pe el C-H-O-L, da? Pentru că astea sunt creioanele moi și care pot fi smălciuite și să vă jucați cu ele orice fel. Cam așa. Și am să-l smălgesc acum pentru că nu vreau să se usuce și să se așeze foarte bine pe ploapă. După care trecem la celălalt ochi. Vedeți, deja arată așa smălgit. O să mai aplic puțin creion aici la bază. Doar pentru că vreau ceva mai închis. Și o să insist again cu pensula aici, dar nu mai vreau să mă mai duc în sus. Vreau doar să nu mai fie așa o linie dreaptă. Și cu surplusul de pe pensulă mă duc și îl mai duc și în sus. Atenție însă, smokey eyes este un machiaj care vine rotund în partea asta, adică nu, smokey eyes nu este machiajul acela pe care îl vedeți cu o formă perfect dreaptă sau alte chestii de genul ăla, nu, ăla nu este smokey eyes. Smokey eyes trebuie să vină rotund și nu trebuie să depășească foarte mult linia ochiului. O să vedeți cum o să venim la plapa de jos chestia asta. Bam! Așa. Acum iau această paletă și o să iau încă o pensulă așa de par
și iau puțin negru. Dăm excesul la o parte și o capătăm această nuanță pe ochi. Atenție însă, pentru că dacă lucrați cu făr negru, cel mai bine ar fi să vă puneți o pudră liberă pe zona asta, în cazul în care pică negrul, să nu vă pătați machiajul. Asta dacă v-ați pus fondăten și toate cele înainte. Și tapotăm, da, până în pliu. S-ar putea să pară că ne ducem cam mult, dar nu, mergem până în pliu cu nuanța asta. A trebuit să schimb bateria, dar ne întoarcem la tutorial. Acum, în funcție de forma ochiului vostru sau ochiul pe care îl machiați, puteți să veniți cu culoarea până aici, până în pliu, până în colțul intern. Sau puteți să lăsați zona aceasta puțin mai liberă. De exemplu, dacă machiați pe cineva care are ochii depărtați, este de preferat să veniți cu nuanța până în ochiul intern. Dacă machiați pe cineva care are ochii foarte apropiați, mai bine mai lăsați un pic liber acolo și puneți eventual un far de far deschis la culoare sau ceva, ca să nu îi apropiați ochii și mai mult și atunci să stricați machiajul și să nu arate foarte bine. Și acum o să luăm o pensulă de genul ăsta și o să începem să blenduim puțin înainte să trecem la cealaltă culoare. Deci, țineți minte, da, până aici am folosit doar un creion negru și un far de negru. Nimic mai. Și aici, când veniți jos, în partea de jos, trebuie să veniți într-o formă rotundă. Acum, trebuie să ne ocupăm puțin de zona asta, care vedeți că mai lucește și nu vă faceți griji dacă nu se chiar atât de intens pe cât v-ați fi dorit, pentru că putem să ne întoarcem oricând. O să luăm o altă culoare mai deschisă de data asta de aici și o să iau culoarea asta. Puțin, așa. Am eliminat excesul și vin și tapotez puțin culoarea asta, dar în a doua jumătate a ploapei, cum ar veni exact, în pliu. Veniți și o tapotați cum vi se pare vouă că arată mai bine, sau de fapt cum vreți, pentru că rămâne statul ăsta, nu cred că arată foarte bine. Și vedeți că deja arată oribil, așa că trebuie să luăm o dată pensula asta și să blenduim totul. Și acum am grijă să blenduiesc această culoare mai deschisă întâi spre arcadă, sau mă rog, și în partea asta la fel și abia apoi o să vin să blenduiesc între negru și acest maro, adică să se facă acea trecere. Acum, dacă simțiți nevoia, puteți să reveniți cu negru, eu asta am să fac, am să vin să iau din nou negru și am să mai pun un pic, mai ales la bază, și să mai urc cu excesul în sus, nu e ca și mai putea să urc în jos acum. Și arată iarăși absolut oribil și neblenduit, dar nu contează, pentru că avem acum grijă de să nu mai arate așa neblenduit. Acum revenim cu același maro și vom colora ploapa inferioară. O să folosesc aceeași pensulă, voi puteți să luați una mai micuță și ne întoarcem la negru. Am folosit aceeași pensulă, pensula care am dat negru, de-aia am zis că folosim aceeași pensulă ca să nu mai învățăm scata. Și vin și îmi colorez și ploapa inferioară, dar încep din colțul exterior și o duc așa fumegând spre interior. Și aici, în colțul extern, încep să fac conexiunea dintre cele două ploape. Și cu aceeași pensulă de blending o să vin și o să încerc să blenduiesc ploapa inferioară. Mai întâi blenduiesc partea aceasta, după care, când cred eu că am terminat, vin iarăși în colțul extern și încerc să fac totul să pară cât mai rotund. Am depășit, se vede că am depășit destul de mult, așa că am să iau un bețișor de urechi și o să încerc să corectez. Și o să vin să mai blendez puțin ce mi-a rămas aici foarte drept. Folosesc pe linia apei un creion negru, același pe care l-am folosit mai devreme, și am să vin cu el până în interior, până în colțul intern, adică. Niciodată nu puneți alb sau nude la un smoky, pentru că nu o să arate bine. O să eliminez puțin arcada cu farul acesta deschis, deci nu chiar alb.
pentru că mie îmi plac foarte mult genele false, o să-mi pun o pereche. Eu folosesc răcerii numărul 43, eu nu sunt aici acum pentru că le-am dat culpici. Mai întâi o să ondulăm genele naturale. Gata, și genele false, s-a uscat și lipiciula, dar o să mai pun un pic de fard negru la bază, pentru că tot se mai vede lipiciul. Și acum o să folosesc rimelul Better Than Sex de la Too Faced, pe care știți că îl ador și care aproape s-a uscat, din păcate. Pe buze o să folosesc un lip cream de la NYX și se numește, de fapt este nuanța Zurich. Și cam atât, asta este tutorialul pentru smokey eyes, sper că v-a plăcut și dacă vreți și voi să îl faceți, vă rog să vă faceți o poză și să o puneți pe Instagram sau pe Facebook și să mă taguiți, pentru că sunt foarte curioasă să vă văd machiajele și ce vă iese și vorbesc foarte serios, chiar vreau să mă taguiți și vreau să văd poze cu voi și vreau să văd cine sunt oamenii care mă urmăresc. Nu știu dacă ați observat, dar unii dintre voi sau unele dintre voi care îmi dați like-uri pe Instagram, primiți și voi de la mine like-uri înapoi, pentru că îmi place să intru, să văd cine sunteți, să vă văd pozele și da, îmi place foarte mult să interacționez cu voi și aș vrea să facem chestia asta mai des. Sună vecinul că vrea să intre în bloc. Oh my god, 20 de minute. O să am ceva de editat. Aha, yes. Până la viitoare nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și sunt prețită vorbească fem. Și ne vedem într-un nou clip joi. Pa, 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 pa!